Bună tuturor celor din Zodia Rac sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Rac și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 august 2023. Și vom începe cu un mesaj din partea oracolului unde avem uh, o situație în care voi trebuie să vă desprindeți de trecut oarecum. Poate să vindecați anumite lucruri, să vindecați niște rupturi ale sufletului vostru. Poate unii dintre voi veți fi foarte tentați în, în perioada aceasta să faceți regresie, să faceți meditații, să vedeți uh, de unde vin uh, anumite rupturi sufletești, să treceți peste uh, un pod, să vedeți lumina pură, să vă vindecați, să vindecați ceva din viața voastră. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal pentru că nu vă costă absolut nimic. Abonarea vă ajută și dacă apăsați și clopoțelul, bineînțeles, vă ajută să vedeți când voi posta lucruri noi. Și prin aceste lucruri arătați oarecum faptul că apreciați munca pe care o depun pentru voi. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Și aici avem o energie foarte puternică, o persoană care vă acaparează, poate aveți de face cu un semn de aer, gem balanță vărsător. Veți sta de vorbă cu o persoană care are putere, poate fi vorba de cineva la locul de muncă sau voi să fiți cei care vă gândiți la anumite soluții, să rezolvați anumite chestiuni. Poate vreți să vă schimbați locul de muncă, poate vreți să lucrați în domeniul medical, unii dintre voi sau terapie. Uh, sunt situații care se vor mișca foarte uh, lent, dar uh, într-o direcție sigură poate fi vorba de un ajutor financiar care va veni, dar uh, acum primiți răspunsuri și rezolvarea va veni mai târziu un pic. Pentru că aveți piedici, sunt persoane care nu vă încurajează sau care parcă pândesc așa orice reușită ați avea persoane și rete, persoane care sunt arogante, încearcă să manipuleze totul în favoarea lor. Voi vă veți îndepărta de aceste energii sau nu vă veți mai spune gândurile, pentru că vă văd foarte mândri de o reușită, de o realizare pe care veți avea. În a doua săptămână din acest interval de timp, parcă lumea vă stă la picioare. Voi faceți o călătorie mai lungă, unde vă veți simți foarte bine, poate plecați în vacanță în străinătate sau pur și simplu aveți o realizare, aveți o reușită care vă bucură tare mult. În sfârșit încheiați un ciclu, în sfârșit încheiați o etapă, dar cu multă bucurie. Poate fi vorba și de o împăcare sau mergeți, ieșiți undeva. Aveți mai multe opțiuni sau prima dată aflați despre un loc în care trebuie să mergeți sau cum vă puteți rezolva o problemă, după care mai apare o variantă care vine foarte rapid și voi va trebui să vă decideți care îi dați mai multă importanță sau cred că mergeți în ambele direcții, are legătură și cu o poveste de dragoste care prinde contur, are legătură și cu un ajutor sau pentru ce v-ați rugat? Vine către voi, ce ați menit, ce ați dorit, pentru ce da v-ați rugat, pentru că vi se îndeplinește. În dragoste vă place de cineva, iar acea persoană este curtată sau uh, atrage multe priviri. Poate fi și o persoană un pic mai publică sau mai care iese în evidență sau care are o funcție în care lucrează cu mulți oameni și automat atrage atenția asupra lui sau asupra ei. Duceți o luptă. În alte situații încercați să vă convingeți de anumite lucruri în ceea ce privește povestea de dragoste. Acolo unde vă veți simți atacați, veți lupta cu toate forțele să reușiți. Poate aveți de face și cu un semn de foc, berbecleu sau săgetător. Aflați și un secret, aflați despre o idilă, aflați despre... Poate fi vorba și de o poveste de dragoste foarte intensă, dar și un pic interzisă, Asta să spun, sau nu știu, da, iubiți pe cineva cu care foarte greu reușiți să fiți sau poate niciodată. Vă frământă foarte tare acest gând, pentru că aveți trăirea aceasta de mult timp. Încercați să ajungeți la inima cuiva să <coughs> aveți un noroc pentru că primiți un mesaj, o veste, multe vești veți primi în perioada următoare și legată de muncă, de proiecte personale, de bani, de dragoste. Pe partea profesională apare reușita, succesul, abundența, creșterea, ieșiți în evidență, munciți pentru un scop bine determinat sau aveți satisfacție sau vină rezultatele dorite de voi, poate mai de mult ați început ceva și acum prinde contur situația, deși ați avut o perioadă în care totul s-a blocat. De-abia de acum aveți reușit, da, ați avut niște neliniști, încă le mai aveți unii dintre voi pentru că așteptați un răspuns de la o instituție, dar cu răbdare vine acel lucru sau rezolvați o problemă delicată la locul de muncă. Poate ați fost trași într-o situație care. N-a ținut de voi sau v-a făcut cineva probleme pe la locul de muncă. Secretele ies la iveală și voi reușiți să vă curățați imaginea pentru că nu voi ați avut o vină în toată situația. Pe de altă parte văd un examen, o negociere, un examen pentru un loc de muncă, pentru un post și văd că veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți. Poate faceți un lucru în paralel cu un serviciu stabil și nu aveți și acolo succes apare și un săgetător la voi semne de pământ, aur, fecioară capricorn, din punct de vedere financiar apare o șansa de a câștiga mult mai bine dar trebuie să fiți și reți pentru că tot ați avut de pierdut din cauza persoanelor care au manipulat totul împotriva voastră iar acum voi descifrați ce se întâmplă sau vă urmăriți propriul interes financiar și lucrul acesta vă aduce un succes garantat fără a răni în stânga și în dreapta, pentru că văd speranța voastră de a ieși dintr-o situație tulburătoare, din nou, văd mesaje, din nou văd conversații, întâlniri, dovezi, hârtii, bani, poate bani sau transferuri de bani la care tot, tot vă gândiți, dar văd că aveți o idee, aveți un scop și o să puneți ceva în aplicare ca să aveți succes. Pe planul sănătății dureri de cap provocate de vedere, poate, vă, poate, aveți dure, poate aveți probleme cu vederea sau poate unii dintre voi nu știți că aveți probleme cu vederea și de aici vi se trag durerile de cap, multă muncă, epuizare la locul de muncă, seturi de analize pe care le faceți să primiți niște rezultate sau poate unii dintre voi chiar lucrați în domeniul medical, văd niște analize. Și o problemă de sănătate prin care ați trecut parcă dispare, dispare așa încet cu încetul și vă simțiți mult mai în formă, da, și chiar veți discuta despre experiența respectivă sau ce ați făcut ca să vă simțiți mai bine sau vedeți așa ca o situație, cum să vă zic eu, ieșită din comun, situația prin care ați trecut, e ca și cum nimeni nu va găsi leac și ați găsit voi o rețetă sau ați făcut ceva sau ați urmat sfaturile cuiva și acum vă simțiți mult mai bine, că sunteți foarte mândri, împărtășiți o experiență pe planul sănătății cu cineva. Provocarea îmi vine cu treiul de spade. Rana asta sufletească care este adâncă, o dezamăgire provocată de oamenii din jur, o supărare provocată de o persoană în care să vă mare încredere și voi faceți multe, cum să vă zic eu, vă lăsați pe locul 2 în favoarea cuiva. Iar lucrul ăsta nu vă aduce nimic bun, nimic benefic, decât suferință în deschise, durere. Și ce faceți? Voi lăsați durerea în spate și văd că are legătură cu persoana din energia principală. Poate fi o persoană foarte influentă, o persoană. Uh, foarte indiferentă, poate fi și rigidă, semn de aer, gemen balanță vărsător, semn de apă, scorpion, pești, persoana care încearcă să vă, poate vă răni sentimental sau poate vă rănit că v-a promis ceva, un ajutor, un sprijin și nu s-a ținut de cuvânt, iar voi lăsați vorbele acestei persoane la spate și mergeți pe drumul vostru, puneți în mișcare un plan nou. Pentru că văd și discuții, adică inițiați proiecte noi, situații noi, mergeți pe o cale nouă, cu multă bucurie pentru că văd discuții plăcute, vesele, care să vă ajute pe voi să ieșiți din paguba aceasta, din nereușită aceasta, din instabilitatea provocată de o persoană în care ați avut prea multă încredere. Da? Și începeți lucruri noi, clar. Deși mai sunteți melancolici uneori. Surpriza vine cu vindecarea, cu speranța că lucrurile vor fi luminate, vor fi benefice, dorința care se îndeplinește, un nou început care vine în viața voastră deși cumva sunteți descurajați să mergeți pe acea cale, că pare a fi riscant, este exact drumul care vă este menit, vă este scris în soartă, în destin, să vă întâlniți cu cineva, pentru că vă o așteptare, dar vă încântă foarte tare. Are legătură cu o împăcare, cu o nouă relație, cu o rezolvare în probleme delicate, vechi sau cărora nu le-ați găsit un răspuns până acum, Poate fi vorba de o legătură amoroasă foarte puternică, o prietenie, un contract cu cineva, o înțelegere, un pact, faceți un pact, parcă așteptați de acum ca lucrurile să, să, se schimbe, să se transforme în viața voastră, dar într-un mod foarte bun. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag. Și să ne auzim cu bine data viitoare. Papa! Pa!